Bună ziua tuturor! Scopul întâlnirii de astăzi este de a încerca să găsim soluții în ceea ce privește problema IDIT-ă din cauza lipsei locurilor din creșele din Municipiul Piatra Neamț. Așa cum o parte dintre dumneavoastră care au participat la întâlnirea de ieri știu, aproximativ 100 de familii n-au reușit să obțină un loc pentru a-și înscrie copilul la creșă în anul ce va urma. Am încercat ieri să identificăm unele soluții. Primăria a propus o soluție. Ieri reprezentanții părinților nu au fost de acord cu ea. Mai încercăm astăzi și am invitat în acest scop pe directorii, managerii unor unități de învățământ din Piatra Neamț, să găsim alte variante, desigur, cu acordul dumneavoastră și în consens. O să vă rog să vă prezentați de fiecare dată când luați cuvântul, să respectăm disciplina ședinței, să nu vorbim unii peste alții și să răspundem la toate întrebările atunci când avem răspuns. Dacă o să începem cu doamna director de la... Putem să începem noi de la... Da, vă rog, haideți, să începem. Bună dimineața, numele meu este Marius Iremia, viceprimarul Municipiul Piatra Neamț și zilele acestea sunt înlocuitorul domnului primar. Da, într-adevăr, ieri am venit cu o soluție cu transformarea școlii Grădinții din Speranța în creșă, câteva săli. Între timp am mai discutat cu colegii noștri și mai avem încă o variantă. Bine ar fi fost, dacă ar fi fost, bine ar fi fost să fie aici între noi și doamna director, inspector general, doamna Valentina Moise, pentru că în urma discuției cu colegii cu aparatul de specialitate din primărie ar mai fi o soluție printr-o cerere pe care să o facă inspectoratul școlar către Ministerul Educației și cu suplimentarea unor locuri de la grădiniță, adică transformarea câteva locuri de la grădiniță în creșă. Adică copiii care au până în 3 ani, nu au Pampers, ar putea. O derogare avem 71 de grupe în cele 10 grădinițe cu program prelungit, deci ar trebui undeva în o medie de 2 copii care să fie alocați sau în cele 71 de grupe. Ați luat legătura cu inspectoratul? Nu am luat legătura, mă așteptam să fie doamna aici, să ne dea mai multe detalii, să vedem câte locuri sunt libere la grădiniță, în ce grupe, grupa mică, grupa mijlocie, grupa mare, ca să putem, bineînțeles, împreună cu inspectoratul școlar, să facem, să zic eu, niște mutări, ca să aibă loc și cei 60 de copii, împărțiți la 71 de clase, grupe, cum vreți să spuneți, am putea să rezolvăm această problemă. Asta este varianta numărul 1, în urma discuției cu colegii, varianta numărul 2 sau, să zic eu, cu aceeași discuție cu Speranța. Dar, nefiind aici doamna inspector, facem adresa oficial. În același timp, de la domnul director, la domnul Cira, până la momentul discuției de ieri, la ora 13, când ne-am întâlnit, în primărie nu a venit nicio hârtie din partea creșe Piatra Neamț să ne aducă la cunoștință care este deficitul, ce locuri putem suplimenta, unde și cum. Deci nu avem. Vorbim sau discutăm doar așa pe discuții verbale, nimic scris. Da, mai întâi facem precizarea că din cei 100 de copii care se regăsesc în situația aceasta, aproximativ 30, prin acordul inspectorului general școlar, am uitat să menționez asta, s-au suplimentat numărul de locuri și își vor regăsi locul în cele 10 grupe existente deja. Acum mai rămân aproximativ 70 fără loc. Vă rog să răspundeți. Da, pentru că a fost acuzat că nu am făcut adresă. Da, nu este o adresă oficială. Am întrebat. Însă problema. Problema este cunoscută și eu mi-am scos situația dosarelor pe care eu le-am primit de la Direcția de Asistență Socială în toamnă, în momentul în care am preluat creșa și care dosare pentru anul școlar în curs, care au rămas nerezolvate.
Pe Creșa Carpat sunt 8 dosare rămase în așteptare, pe Creșa Dărmănești sunt 9, pe Creșa Centru 36 și pe Creșa Mărăției 12 dosare. Pe lângă cele pe care am reușit să le rezolvăm pe parcursul anului școlar. Deci problema era cunoscută la nivelul Direcției de Asistență Socială încă de anul trecut. Sunt 65 de dosare pe care le am în 3 bibliorafturi preluate de la Direcția de Asistență Socială și care nu și-au găsit. Unii dintre părinți au dosar și în cele 3 bibliorafturi și au depus și anul acesta și nu se regăsesc. Deci este o problemă cunoscută. Nu știu cum de anul trecut nu-i vina mea că s-au revoltat părinții că nu sunt locuri în creșă, pentru că eu am avut discuția la inspectoratul școlar, așa cum am făcut ieri adresă pentru suplimentarea de 30 de locuri, însă spațiile sunt o problemă, spații care trebuiau rezolvate și din punctul meu de vedere și pentru cei 65 de părinți sau mai mult de anul trecut. Nu direct. Pentru că ei au rămas, poate unii dintre ei, din cei 65 anul acesta pleacă la grădiniță. De asta aveam nevoie de o situație clară din partea inspectoratului, să vedem care copii pleacă la grădinițe, câte locuri în grădinițe rămân libere, ca să putem să vedem, dacă vă rog frumos, să nu mă întrerupeți și să dați în același timp și o situație. Nu vorbesc degeaba când spun că n-am primit o situație. Noi n-avem drum să știm dacă din cei 60 de copii care nu au găsit loc în creșterea din Piatra Neamț, sunt, nu știu, 10, 20, 30 de copii care sunt apropiați de vârsta de 3 ani, nu mai poate pe păr și am putea să, cu ajutorul inspectoratului, să îi mutăm la grădiniță. Adică venim cu soluții. Dumneavoastră îmi spuneți acum, îmi aduceți informații noi despre care nu știu oficial. Vă spun oficial, nu vorbim telefonic, nu că am discutat la o țigară. Oficial. Haideți să vă mai spun un lucru. Eu nu puteam Cira, să oficial vă, fac... vă spun, nu este nicio hârtie, nu vorbim în ori. Nu puteam să vă fac o adresă oficială înainte de începerea etapei întâi, pentru că eu nu aveam de unde să știu. Eu am avut 175 de locuri, 90 de cereri de reînscriere, nu aveam cum să vă fac o adresă oficială, să-mi puneți niște spații la dispoziție, atâta timp cât eu nu aveam un număr, nu aveam de unde să știu câte dosare voi primi înainte de etapa întâi. Deci este o problemă. Pentru că la fel de bine puteam să mă trezesc cu 82 de dosare. Sau la fel puteți să vă treziți cu 10. Și atunci eu vă făceam adresa dinainte să-mi puneți la dispoziție 3-4 săli de grupă. Dumneavoastră căutați soluții, mi le puneați, îmi trimiteați adresa oficială că am... Soluție la ce număr de copii? Asta vă întreb. Care este numărul de copii, ca să oficial, la fel, repet, oficial, care este numărul de copii oficial care ați trimis către primărie, ca nu au primit locuri între voi? Vreți să vă trimit după etapa? Nu, domnule, ieri trebuia să-mi trimiteți, înaintea întâlnirii cu părinții. Și vă spun că numărul este în creștere, pentru că suntem în etapa a doua. Suntem în etapa a doua, că nu, este etapa a doua de înscriere, când părinților nu le este interzis să depună dosare. Da? Și pe lângă cele 90 de dosare rămase în urma etapei întâi, țin să vă spun că ieri au mai venit părinți care n-au venit până pe 20, deci mai am 5 dosare. Și până joi pot întreba și... Mă scuzați că intervin concret. Pentru câți copii nu aveți în momentul acesta spațiu? Că nu deci, vorbim de locuri, că nu-i vorba de un loc acolo. Vorba de spațiu, copiii au nevoie de spațiu. Au nevoie de spațiu, deci teoretic ar trebui 4 grupe.
ceea ce înseamnă cel puțin 70 de locuri, cu tot cu suplimentările alea, pentru că patru grupe, cel puțin două grupe mijlocii și două grupe, patru săli de clasă. Acum, dacă discutăm de săli, dacă sunt patru săli în aceeași clădire, trebuie 5, pentru că noi trebuie să trebuie și bucătărie. Domnul trebuie... director, mă iertați, Liviu Harbus, sunt directorul de cabinetul primarului. Noastră v-ați citit vreodată fișa postului? Da. Știți care este relația interinstituțională? Știu. De informare. Noi aici nu suntem două tabere. Noi trebuie să rezolvăm problema părinților și a copiilor, da? Noastră știți că la fiecare sală aveți nevoie de o sală de un dormitor, că avem nevoie de bucătărie. Se depresc condițiile astea? În cabinetul spital. Și creșa mărăței care este reabilitată, deci este o sală mare care este compartimentată, da? Este compartimentată în dormitor și sală de activități. Dacă sunt niște săli mari cu o suprafață suficientă, se pot compartimenta, așa și sunt toate. Și asta este teorie și filozofie. Nu, astea sunt spațiile. Trebuie să fim aplicați. Mă scuzați, domnul profesor. Am și o întrebare, domnule viceprimar. Dumneavoastră, acum ce-i reproșați? Că nu înțeleg. În afară de cele 65 de dosare, ați spus că nu v-ați ființat. Și ați m-ați chemat la o întâlnire, foarte bine, dar nu avem nimic pe masă oficial să vedem despre ce e vorba, ce discutăm. Ați... Da, dar în întâlnire în care a spus că ne trebuie 60 de locuri. A venit cu varianta 70, 80, 100, astăzi sunt cu 5 mai mult, mâine vor fi cu 10 mai mult, e în creștere. Ok. Am venit cu varianta Speranța care poate să susțină și numărul de copii care erau ieri, care era ieri în discuție, în același timp poate să susțină și un număr mult mai mare. Adică poți să dăm până la 150, poate 200 de copii. Am înțeles, părinții nu doresc în Speranța. Am venit cu varianta cealaltă, cu suplimentare cu ajutorul Inspectoratului Județean. Nu ține de noi asta, bineînțeles, ca propunere. Deci, Liviu Nicolae, director al Colegiului Tehnic de Universitate, suplimentarea numărului de locuri nu acoperă spațiile necesare pentru copii. Vorbim de două lucruri diferite. Copiii au nevoie, în afară de sălile în care își desfășoară activitatea, de spații de dormit, oficiu, asistență medicală separată și așa mai departe. Eu am experiență că am găzduit anul acesta. Anul acesta am găzduit grădinița numărul 2 și mi-am transformat Am transformat un etaj întreg în grădiniță, efectiv. La început părinții au fost foarte speriați, după care probabil că nu mai vor să plece de acolo, că au cantina unde le se face mâncare proaspătă. Le-am oferit tot timpul la cerere spații pentru serbări și așa mai departe. Adică trebuie să discutăm despre o structură întreagă, vorbim doar de niște suplimentare de două locuri la copii. Acolo nu poți să-i îngrămădești. Am amintit și despre experiența plăcută. La sfârșit, mi-a plăcut la început părinților. Da, s-au speriat inutil când le-am spus că o săptămână erau foarte supărați părinții și când s-a făcut deschiderea anului școlar, erau foarte mulțumiți. Plus adică toaletele adaptate la, pentru preșcolar. Și s-a întâmplat în două săptămâni. Exact. Și cu eforturi incredibile. Haideți să facem cumva ca și în această situație, anul acesta, deși iar suntem luați cumva prin surprindere, să rezolvăm, poate nu în două săptămâni, într-o lună, dar să o rezolvăm. Avem două luni să zicem să rezolvăm. Problema, eu, de exemplu, dacă știu că grădinița numărul 2 se mută în sediul ei proaspăt renovat, aș putea să le propun să vină la Cartianu, că doar ce mai contează, avem creșă, avem post liceală, avem serală, avem de toate. Care este poliția? Cu lucrările de la grădinița de la casă. E, la normal ar trebui să plece în vara asta, de aici, de la noi. Și zic chestia asta pentru că, deși nu mi-este ușor să găzduiesc și dintre ăștia mititei, dar nu mi-este nici greu, că deja spațiile sunt transformate și amenajate. Pregătite, cum se zice. Pregătite, totul e... Ca să nu mai fie atâtea probleme. Aveți idee, domnule viceprimar? Da, am un articol de lege care spune că creșterile și unitățile de învățământ preșcolar cu program prelungit nu se cuplează cu unitățile școlare de anumite sau cu alte instituții de altă fel.
Și creșterile nu pot fi, pot fi cuplate numai cu unitățile de învățământ preșcolar cu program prelungit. Scrie în lege. Dacă dai cu derogare? Dacă se primește o derogare la minister, cu drag. Eu n-am nicio problemă, eu v-am oferit soluția. Știu, dar știți cum, soluțiile cu legea nu prea spuse cap la cap. Bun, care ar fi problema acolo? Nu pot fi legal, nu avem voie să amestecăm, așa simplu vorbim. Dar nu sunt amestecați, domnul viceprimar, știți foarte bine, serie, ei nu sunt amestecați. Au intrare separată acolo. Nu este separat acolo. Da, dar are... Dacă îmi permiteți, de la DSP, doctor Boca, medic specialist igienă. La situația cu grădinița de la numărul 2, când au fost mutați, am fost personal acolo. Este o excepție de la ordinul 1046 din 2020. În internatele școlare pot funcționa unități de antreprenori preșcolari dacă au acces separat, deci circuit separat, ceea ce există la, la liceu Asahi. La Cartian. Bun, când era termenul prevăzut pentru a se finaliza lucrările la grădinița noastră? Nu știu să vă spun dacă scrie doamna Munțanu. Termenul de finalizare este septembrie 2023, plus minus în funcție de constructor, dacă apar neprevăzute, ceea ce deja au apărut și cu siguranță se prelungește. Deci asta înseamnă noiembrie-decembrie maxim. Deci nu putem lua calcul varianta aceasta pentru că nu se respectă termenul și vor fi întârzieri. Alte variante, la Forester, domnul director. Da, Chele Ionte, director la Colegiul Tehnic Forestier. Analizând situația, ceea ce înseamnă creșă, nu cred că cele trei spații pe care noi le avem pot fi transformate în creșă. Spații de învățământ au în jur de 40-45 de metri pătrați, sunt situate deasupra atelierului. Și atunci... Aveți intrare separată? Nu. Adică la subsol mai intri elevi, nu este pe un lateral, da. Să amestecați cu elevii de la ca și spații de învățământ pentru altceva, cum s-a mai discutat anul trecut cu relocări, da, dar ieri am aflat. Ieri mi-ați spus că spațiile le avem, dar nu știam ce... Aveți separat, acolo și că nu-i folosit. Nu este chiar separat, că la subsol mai intru și elevii de la noi, unde mai fac ori de educație fizică. Nu, prefect, și acolo am fost noi și este absolut imposibil. Am analizat după aia ce înseamnă creșă, da? Program prelungit, spațiu descărțit, ca spații de învățământ, hai să zice că ar merge, dar ca și creșă, cu toate condițiile care le-am auzit acum aici și analizând, e cam dificil, asta e greu. Spațiile sunt mai mici, dormitoare, Nu aveți metri pătrați. Ca și spațiu de învățământ cu 5 ori, 6 ori pe zi, să zicem, da, pot fi, dar condițiile erau creșe. Da, după aia am analizat și acum din ceea ce... Nu credeți că ar fi mai folositor să meargă la fața locului, nu știu, cei de la DSP, cu cei de la creșe? Da, pot să meargă, dar... Deci, în același timp, o căzuzați, da. Am putea să invităm, sau chiar îmi doresc să invităm părinții, să mergem și până în Speranța, să vedeți acolo condițiile. Mergem și la Forestier, mergem și la... Și mergem și în Speranța, mergem peste tot. Adică, și decide. V-am spus și ieri. Eu am fost de curiozitate, mă scuzați că intervenim, de curiozitate m-am dus și eu acolo cu construcții noi, eu nu înțeleg de ce fuge lumea de acolo. 5 stele, vă spun, nicăieri în oraș. Este una dintre cele mai moderne construcții, care se plătează. Primăria este dispusă să asigure și transportul în sensul care părinții trebuie să, normal, când sunt copii mici, să însoțească copiii, să fie transport special, cu scăunele speciale. Să avem siguranță un polițist local pe fiecare ar trebui să vizitați, să vedeți. Și rezolvăm și problema copiilor care nu au prins loc, adică cei 4-6 care erau de dosare, cred că acceptate de dumneavoastră, dar care nu au loc. Adică chiar avem până la 200... General, mă spuneați că intervie. Dar de ce nu uităm grădinița acolo? Am putea rezolva problema transportului. Elevii sunt mai mari, copiii nu cred că au neapărat nevoie de scaun.
La 2 ani, vi se pare normal să-i transportați cu microbuzul la Speranța? Sau un microbuz? Copii de 2 ani, nu poți fi copii de 2 ani. Haideți să vorbim pe rând, da? Un părinte, părinții am ok, dar dacă era, v-am mai dat și el exemplu. Dacă din Dărmănești și până la Usuleț sau până în centru, cum vin părinți? Cum vin copiii? Până în centru ăla duc cu căruță. Îl aduceți cu căruță. Da, pe trotuar de care sunt. Și iarnă și vară. Și iarnă și vară. Am în ce zonă asta Preceza. Majoritatea din Preceza și centru. Da? În Preceza, de 2 ani zile, creșa închisă. Și nu s-a lucrat. Se va deschide o bună bucată de timp. În decembrie anul de ce acesta? Nu se urgentează lucrările la creșa Preceza? Ce înseamnă la noastră urgentă? Până în septembrie. Este un prestator de serviciu, există un... Văd că... Da, păi nu este în zonă. Și văd că mai mult de 2-3 persoane nu lucrează la respectiva clădire. În momentul de față, avem deadline-ul de terminarea construcției, în luna se... ok, ce? Văd că vă încaponați de un termen. Nu, dar vreau să vă spun, când să, v-ați întrebat când se termină. Vă interesează? La septembrie, de la primăria a spus noiembrie, decembrie, domnul viceprimar a zis ianuarie, februarie. Să vedem ianuarie. Când ați venit, a zis ianuarie, februarie. În ianuarie se va termina lucrarea, pentru că altfel vor primi penalități. Dar asta nu depinde de primărie. Apropo de spații. Depinde, domnul. Depinde de cel care prestează serviciul. Okay. Da? Și ăla n-are are un contract în baza căruia îi aplic penalități dacă întârzie. Asta este. Așa și termenul nu s-a prelungit cumva la respectiv? Că nu s-a prelungit nimic. Se va prelungi dacă va fi cazul. Ideea este următoarea. Primăria are astăzi spațiu în Speranța, deci a asigurat spațiile necesare pentru primăria. Am înțeles că nu e ok Speranța. Primăria avea obligația să asigure aceste spații. Speranța este o locație care s-au investit bani, arată foarte bine, deci primăria a asigurat spațiile necesare. Primăria nu a asigurat nimic pentru locuitorii orașului. Care se pare că problema relocării acestor copii în Speranța este transportul și faptul că ei a trebuit să meargă nesoțiți, precum și... Nu pot să meargă la 2 ani nesoțiți, nu? Părinții lucrează, domnul. Acomodarea lor în creșe. De aia nu știți la creșe. Deja este foarte greu. Vorbim de copii care merg pentru prima dată în colectivitate. Ei plâng, ei trebuie să meargă treptat. Nu putem să-i punem într-un microbuz, într-un autobuz, să-i lăsăm și de acolo să vadă alte... Păi nu știu. Noi lucrăm, domnul. Părinții lucrează, de aia am scris copiii la creșe. Altfel să te-am acasă, că ei nu-i ducea la creșe. Scuze, dumneavoastră unde locuiți? În Preceza, doamne. În Preceza. Și dacă nu sunt locuri în Preceza și se găsește loc pentru copilul dumneavoastră la creșa din Dărmănești, cum îl transportați până acolo? Că lucrați. Lucrați? Cum îl transportați din Preceza până în Dărmănești? Vă rog să-mi spuneți. Dar nu opresc pe Dărmănești. Dar nu vorbim de aceeași distanță. Dar nu sunt locuri dacă în Preceza... Dar să mă las, nu-mi servici, doamne. O să vin la primărie să cer ajutor social. Ca să stau acasă copilul, să-l crezi. Că nu sunteți în stare să faceți nimic. Asta e părerea dumneavoastră. Da, și mie colonel Constantin Adrian de la Inspecția de Prevenire și Suneamță, înainte de a continua discuțiile și de a, nu știu, alege niște spații, trebuie să aveți în vedere că spațiile pentru creșe trebuie să fie numai la parter. Exact, după noua legislație. Da, de asta e punctul de plecare ca să, nu știu, să căutați sau să ajungeți la o variantă de spațiu care să vă convine. Creșele private cum dau la etaj? Întrebare. Cum s-au primit avizul? Poste normative se schimbă în timp și sunt prevederi care unele creșe sunt autorizate pe anumite normative. Care creșe sunt și care nu sunt și de ce sunt și altele nu sunt? Adică dacă de aceea nu sunt pentru alegerea trebuie la parte. Dar și în momentul actual, la creșe sunt la etaj, în Dărmănești sunt la etaj.
Da, doamne, pentru că merge legislația sfântă. O întrebare care cred că dacă am găsit un răspuns și o soluție, s-a rezolvat problema rapid. Credeți că nu se poate finaliza lucrarea acolo la credința numărul 2? La credința numărul 2. Acolo au apărut probleme de structură și a fost nevoie de prelungire. Este imposibil determinat până în luna septembrie. Eu dacă îmi permite septembrie... E interesul nostru, domnul prefect. Dacă am putea, le-am terminat pe toate. De 20 de ani nu s-a făcut nicio creșă în Piatra Neamță. Acum se construiesc 4 creșe noi. E o perioadă de tranziție. Trebuie să găsim o soluție pentru perioada de tranziție. Din păcate, unii copii au prins perioada de tranziție. Așa e la noi. Da. Dacă îmi permiteți, aș ruga să transmiteți către inspectoratul școlar. Dacă totuși sunt copii între vârste, adică 2 ani jumătate sau între grupa mică și mijloție, poate fi trecuți cu o grupă mai înainte, cei de 2 ani jumătate care nu mai necesită, știu eu, îngrijire pentru bebeluș, se poate intra în grupa mică în programul de grădiniță, unde să se poată, cu siguranță se pot suplimenta și acolo locuri. Și eu sunt sigură că o parte din acești copii și-ar găsi loc. Nu știu dacă m-am făcut înțeleasă. În 71 de clase. Deci copiii care sunt între vârste și ar putea totuși să meargă la grupă mare, de la grupă mijlocie la grupă mare, de la mică la mijlocie și așa mai departe, să facă loc unor copii de creșă care se pot îngriji singurei. Ok, dar vis-a-vis de cei de la grădiniță, aveți o situație că ar fi loc? Adică asta, să nu se avem informații, nu avem nimic. De asta era bine dacă era și un reprezentant. Nu primăria, în parte copiii pe 18 iulie, se la ora 14 se afișează rezultatele și numărul de locuri libere la grădiniță. Când? 18 iulie, ora 14. Atunci se termină etapa. Valentina Motfora, școala Nicoalbu. Luați în calcul că nu toate grădinițele sunt cu program prelungit. Știu, sunt 10. Doar de cele 10. În cele 10 sunt 71 de grădinițe. Și obligatoriu ar trebui să fie... Să vă faceți datoria, domnule, asta ar fi obligatoriu și ar trebui să le dați dată ca să venim în fața unor cu date exacte. Trebuia să fie și ISJ-ul aici ca să venim cu date exacte, pentru că noi nu știm astăzi câți copii pot merge la grupa mare. Domnul consilier, problema este în felul următor. Eu, dacă e să facem acuze... Nu fac nicio acuză, doar constat. Ar trebui să-mi fac datoria. Îmi fac datoria de la venirea mea în această creșă, da? De pe 8 octombrie, când am preluat o situație tensionată, da? Care se știe. Era un scandal în public, pentru că niște foști directori, da? Dacă e să facem acuzații, am preluat, da? O doamnă directoare care a stat 2 săptămâni pe scaunul de director și a fost inspector școlar. Inspector școlar. Domnul, nu aș știu ce trebuie. Dar lăsați-mi. Sunteți azi la burmare. Am o întrebare. Aveți spații la grădinița? Nu, apropo, v-ați legat de activitatea mea. Vă rog frumos. Aveți spații ocupate de alte instituții acolo? Spații ocupate de alte instituții, da, de Direcția de Asistență Socială, proiectul cu fonduri europene, așa. Cabinete medicale care sunt la creșa de centru, pentru care dumneavoastră la primărie trebuie să aveți documentele, că nu eu închiriez sau dau niște spații ale creșei. Dar spații nu sunt conform legii, toate, adică nu sunt... Da, nu știu, deci proiectul cu fonduri europene, proiectul... Domnul viceprimar, domnul consilier, acum sunteți un pic răutăcioși. Nu suntem de bine. Adică îi reproșați domnului că e acum la butoane, dar dumneavoastră vă folosiți de ultimii 20 de ani ca să spuneți că trebuie să traversăm o cale. Dacă vreți să ne folosim de ultimii 20 de ani, de 20 de ani nu s-a pus nicio creșă. De 30 de ani. Și anul trecut, se fac creșele. De s-au investit da, bani. Dar și anul trecut ne-am regăsit într-o situație oarecum similară, când cu 8 zile înainte să înceapă anul școlar, părinții au fost informați că vor fi mutați.
N-a rămas nerezolvată, dar vă reamintesc că dacă nu era unul dintre părinți cu o societate de construcții, s-ar fi rezolvat în alt fel acea criză și mult mai dificil. Dar trecând peste asta, acum dacă tot căutăm soluții, haideți să le căutăm. Că dacă îl acuzăm pe om că nu v-a transmis, deși știați de 65 de dosare de anul trecut, nu cred că rezolvăm nimic. Dar acele 65 de dosare erau de anul trecut. Noi avem nevoie de situația la zi, domnul consilier. A venit domnul viceprimar astăzi și îmi spune că n-a primit oficial nicio hârtie, deși era participat la discuție. Dar am participat la dumneavoastră, adică eu am venit să rezolvăm problema. Dar în spate dumneavoastră ocupați spate cu alte instituții? Da, este un problem. Multe ce instituții, multe dumneavoastră. De ce să vedeți și pierd banii? Direcția de asistență socială. Vorbim de proiect primit care este tot un proiect pe creșe. Deci sunt tot copii de creșe. Adică asistența socială ocupă cu copii. Nu ocupă cu birouri. Sunt tot copii și tot copii de creșe. Problema este în felul următor. Și am spus și susțin acest lucru. Dumneavoastră, ca și primărie, cei care ați accesat acel proiect cu fonduri europene, în momentul în care ați accesat acel, nu sunt specialist pe fonduri europene, dar puteați să vă prindeți din start alte spații. Dumneavoastră n-ați făcut nimic altceva, n-ați creat locuri în creșă. Ați luat dintr-o parte și din stânga și ați pus în creșă în construcție, înțelegeți? E prima dată când se face ceva în 30 de ani. Domnul consilier, dacă proiectul cu fonduri europene pe care astăzi dumneavoastră susțineți că nu-l puteți muta de la Creșa Centru, ocupă 4 grupe, ceea ce înseamnă 70 de locuri. Lăsați-mă să duc ideea la capăt. Cu o suplimentare de 3 locuri pe grupă, înseamnă 82 de locuri, plus încă 32 de locuri, cât vom avea suplimentare pe toate creșele din oraș, avem 110, faceți dumneavoastră un calcul, 110 locuri în creșă, iar cele de la creșa de centru sunt adaptate și n-ar trebui primăria nici să facă investiții dacă acel proiect ar fi fost făcut de la început într-o altă locație. Domnul director, acei 82 de copii sunt cumva de la Dumbrava Roșii, de la Alexandru Trecut sau sunt tot? Nu, copii sunt tot, tot copii. Okay, n-am spus, o problemă și n-am spus că sunt copii, nu sunt copiii orașului. Și departe de a fi înțeles greșit, sunt copiii orașului, apreciez că se fac proiecte, dar trebuia făcut acel proiect într-un alt spațiu și din câte știu, nu știu, poate cineva care e specialist pe proiecte, așa, cred că s-ar fi putut prinde chiar niște sume de la Uniunea Europeană pentru o chirie într-un spațiu. Dar nu facem clădirea din centrala, din Progresului, adică... Domnul viceprimar, vreți să vă spun un lucru? Pentru că dacă tot sunt să-mi iau eu castane, cu toate că eu am muncit și am preluat o situație foarte tensionată, contracte de muncă după o lună și fel și fel de situații și am adus această instituție la stadiu în care să funcționeze, și să funcționeze la niște parametri normali și sunt acuzat că de această situație a lipsei locurilor în creșă, îmi pare rău. Nu, am fost acuzat că trebuie să-mi citesc fișa postului, că să-mi fac activitatea, mi-am făcut activitatea și nu încerc. Deci ar trebui să faci un raport de activitate, nu să rezolvăm problema. Păi dau un raport de activitate pentru că domnul consilier mi l-a cerut. Nu v-am cerut, o soluție. Haideți să găsim soluții. Nu putem să-i pretindeți dânsului să ofere locuri. Haideți să găsim soluții. Dacă vrem să avem o discuție constructivă, haideți să găsim soluții. Asta okay. Vreau. Doamna de la Tatian a venit... pentru părinți. Soluții viabile, soluții care să îndeplinească toate normele legale, pentru că nu mi-asum eu ca director să nu îndeplinesc condițiile DSP, ISU, da? Pentru că este viața
copiilor în, în creșă. Țin să vă spun, dacă tot am fost acuzat, aveți oameni în primărie care s-au oferit să-mi instaleze ei la creșa Mărăței un aragaz. Și am spus, poftim, într-o situație... Divagăm și nu ne întrebăm. Dar dacă tot e să abuzăm, în care dumneavoastră ați insistat de... mai bine de două săptămâni. Deci eu vă spun un lucru. Accept să mi se spună că sunt urât, dar nu accept să mi se spună că sunt prost și nu-mi fac datoria. Atâta timp cât sunt pe o funcție și sunt vremelnic, îmi fac datoria și îmi fac datoria pentru fiecare dintre părinți. Și nu contează cu cine discut, câte uși sunt nevoit să discut, problema este să rezolvăm situația. Ori această situație, atâta timp cât vin din creșă, unde un reprezentant a dumneavoastră îmi spune, nu știu cum ați gestionat-o, dar anul trecut n-au fost probleme și eu aveam fluturașul cu cei 60, cu cele 65 de dosare, nu știu cum ați gestionat-o și cum dumneavoastră ați reușit să închideți, să faceți 65 de părinți anul trecut să nu-și dorească locuri în creșă. Pentru că aia 65 ani dosarele sunt nerezolvate. Unii dintre ei sunt aici. Bun, concluzia. În afară de speranța, aveți altă soluție? Până vom afla câți elevi se vor înscrie la grădinițe. Cu două variante, adică aia cu suplimentarea la varianta cu grădinițele care nu ține de primărie, ține de numărul de elevi care se vor înscrie la grădinițe în următorul an școlar și pe care îl putem afla doar în 18 iulie. Și cu varianta speranța. Alta mai aveți? Tartianu, dacă doamna directorul. Spațiul plan economic, unde a fost centrul de vaccinare, n-ar putea fi transformat? Un moment, doamna director. Deja avem relocat liceul de artă. Adică am fi putut... Și nu e la parter oricum. E partier. Dar unde este partier, dar deja e ocupat de liceul de artă care vine în spațiile alea cu copiii cu instrument și fac fiecare cămărăță. Deci la ei se reabilitează clădirea, asta e problema. Și multe de copii așa nu stă mă într-o școală în altă, dar bine că se investește. În ultimii 30 de ani nimeni nu a băgat niciun bani în școală. Dați voie, eu nu pot la mine, dar mi se pare ideea, doamne, director excepțional. Aici nu ar trebui găsit. Doar că depindem de termenul de execuție de la grădinița. Domnul prefect, dați-mi mai deci, grădinița 2 termină lucrările cam în aceeași perioadă din ce spune domnul viceprimar, deci oricum la creștul aș vrea să vă întreb pe domnul colonel, pentru că în primărie am rugămintea să fim un pic atenți. Am discutat, eu personal am fost la creșa, Precista, toate că nu am nicio treabă eu ca director să fac presiuni, eu doar m-am dus ca director când se va deschide creșa, nici nu știu dacă mai sunt sau nu mai sunt directorul creșei Piatra Neamț. Dar m-am dus în calitatea mea de actual director să văd ce se lucrează acolo. Am întrebat în primărie, poate puteți să răspundă dumneavoastră, pentru că în primărie am auzit și varianta cu două grupe, am auzit și varianta cu patru grupe. Acolo au funcționat patru grupe. Dacă inspectoratul pentru situații de urgență nu dă avizul pentru patru grupe, țin să vă spun și să nu spuneți că nu ați știut sau că trebuia să vă trimită adresa oficială pentru patru grupe, țin să vă spun că în momentul în care se va deschide creșa Precista cu două grupe, problema tot nu e rezolvată dacă nu găsim alt spațiu. Adică vor mai fi suplimentare încă două grupe neacoperite? Nu, patru grupe ar rezolva problema părinților actuală și n-ar mai fi nevoie de alt spațiu. Dacă la creșa Precista, inspectoratul pentru situații de urgență aprobă două grupe la parte, problema tot nu e rezolvată, pentru că vor fi o grupă mare, 35 de locuri. Sunt 36 de locuri la creșa Precista. Am avut instrucții care se lucrează niște norme. Nu o grupă, două, trei, noi nu dăm avize pentru funcționarea număr de grupe. Cred că se creșe
Deci, îi dăm avize și ocupații pentru acele construcții. Da, să respecte norme. O grupă, nu, două, trei... Problema este că dacă dumneavoastră, eu ca director, în momentul în care dumneavoastră veniți, nu mă lăsați să fac, cu toate că este reabilitarea prevede și se construiește scară de incendiu, dacă nu putem crea și nu sunt cele două grupe de la etaj, nu sunt compartimentate în momentul de față, pentru că grupele de la parter deja sunt sălile mari și au început, constructorul a început să construiască peretele între să delimiteze sala de activități de spațiu de dormit. Ori în momentul în care am ajuns la etaj, deja mi-am pus întrebarea. Atunci nu pot. Că nu pot crea acele grupe. Patru grupe vor fi sau două? Noua compartimentare. Noua compartimentare a construcției de acolo nu permite să sfârșească. Haideți să reformulez. Voi avea voie... Ce înseamnă aviz și autorizație la discuția trancenii. Trebuie să văd o planșă și un spațiu. În această sală de ședință nu pot să dau un răspuns pe ce situație acolo sau ce situație va fi, ce modificări sunt. Nu, eu ca director, voi avea voie să urc 15-20 de copii la etaj? Nu. 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 Ce trebuie să fie la etaj și ce trebuie să fie la plan. Haideți să revenim. Doamna director spune că la economic nu vom putea... Economic de acest liceu de artă de locații subternice. Dar, repet, îmi pare rău că nu pot eu, dar ideea doamnei director de la Catiana îmi pare excelentă și... Și la noi cele trei... Mai ales chiar deja. Deci nu mai trebuie treaba. Sunt de acord, dar depindem de termenul de finalizare al grădiniții numărul 2. Pe 30 ani, că poate ar fi mai bine și mai la îndemână să îi mute pe cei de la grădiniță de acolo în alte părți sau să îi realoce la grădinițele care sunt deja în oraș și atunci se băgă pe cei aici acolo. Pentru că dacă stăm într-un termen că îi dă acolo... Dar multa condenat este să-i aducă pe aia de grădiniță la cartianul și să-i lase pe aia de creșul la creșa lor. Asta înțeleg că vreau. Nu a fost atât de exact. Domnul spunea creșa să vină la dumneavoastră. Și grădinița să... Grădinița să... Pampers sau fără pampers? Cred că, apropo de ce spunea domnul consilier și domnul viceprimar, cred că ar fi mult mai simplu dacă de grădinință care sunt la grădinița 2 ar putea, pentru că grădinița 2, din ceea ce știu eu, aparțin de școala 3. Da, de școala 3. Și școala 3 nu are doar grădinița de la gară care este la dumneavoastră la chimie. Mai are în subordine... Are trei grădinițe. Dacă ar putea să reașeze acei copii care practic nici în sistemul informatic nu ar trebui mutați. Dați voie, vă rog. Deci școala numărul 3 are 3 grădinițe, da, dintre care două sunt în reabilitare. Vă referiți și la grădinița? Vă referiți și la grădinița de în spate de la panoramic? Da. Și respectiva grădiniță, ce termen de finalizare? Sunt aceleași termene de finalizare pentru că toate proiectele au mers pe aceeași linie de finanțare. Adică septembrie? Teoretic septembrie, repet, au fost și acolo probleme. Orice clădire, vă dați seama, care e construită de acum 30-40 de ani, la suprafață arată ceva, când se deschide e altceva și se prelunge sub orice termen. Bun. Ce unități de învățământ mai am puteți să... La... La Nicu Albu nu avem spațiu. Nu avem nicio sală disponibilă. Deja noi transformăm o sală de activități extra pentru clase de 5.
pare rău. Nu, e școala numărul 10. Acolo există o clădire pe 3 nivele, există sală de festivități, sală de mese. Mă gândeam cumva să se înființeze învățământul după amiață. Partea de jos, jumătate de școală să se dea pentru grădiniță, jumătate pentru creșă. Și dumneavoastră vreți să vină șansul de părinți aici? Nu cred că ar fi afectat ceilalți părinți, că... Noi avem învățământ primar, step by step, care are program 8-16. Copiii care mănâncă la prânz. Deci nu că nu vrem. Da, nu putem face inechități, să-i mutăm pe unii... Să-i mutăm pe unii și după aceea... Se poartă doar în sensul în care nu deranjăm. Da, aranjăm ce dar noi știm ce discuții sunt, dar nu și școlilor și pentru... Când a fost poate spune doamna Munteanu ce înseamnă relocarea copiilor după amiază. Adică să mutăm copiii de gimnaziu după amiază înseamnă să ne ridicăm în cap părinții. Plus că la anul mai trebuie încă 4 stări de plasă care nu Mie nu mi se pare corect să mă spun unii pentru alții. Asta nu era luat în calcul, doar dacă erau spații inclus. Iar noi e toalete pentru grădi, avem doar la parter, adică să mutăm cumva grădinița noastră la etaj. Nu e nevoie de toalete, nu de obligatorii, pentru că ei au program de uriță, au pe împărți mare majoritate. Și unde mutăm grădinița noastră, pentru că dumneavoastră? Se dăm afară din casa. Adică știți, veniți în vizită la mine și eu trebuie să plec? Nu, haideți să... Trebuie să găsim o soluție în așa fel încât să fie bine și pentru dumneavoastră, dar să nu putem să dăm peste cap celălalt unită școlară. Bun, din ce văd eu, după discuția de astăzi, singura variantă ar fi tot la Cartianu, dar cu condiția ca primăria să reușească constructorul, de fapt, nu primăria, care a fost angajat de primărie pentru a reabilita, moderniza grădinița numărul 2, să-și termine lucrarea de acolo. O altă variantă propusă este cea în care luăm în calcul, ca după ce vom afla numărul de copii de la grădiniță, adică după 18 iulie, să vedem dacă cei de acolo vor putea fi mutați la alte grupe. Să mai găsesc locuri în care să putem să mergem pe aia mică. Și varianta propusă cu speranța în care înțelegem... Avem mai poți din 6 copii după, pentru că cerem suplimentar de locuri, o să cerim acordul doamnelor învățătoare, doamnelor educatoare, scuzați, să lucreze cu 25 de copii la clasă, pentru că trebuie să le cerem acordul ca de nu se poate. Da, numai că vor trebui și acordul părinților. Pentru că dacă părintele nu vrea să dea la grădiniță și vrea să lase în continuare la creșă, asta e. Eu aș vrea cu mare drag să-mi dau copilul la grădiniță, la tipul mică, dar din păcate nu îndeplinește condițiile, pentru că abia împlin peste de 2 ani. Și automat sunt care sunt copii care sunt ia toate dosarele, cred că, de la asta este, trebuie să facem o selecție și să știm exact cum îi putem reloca. Mă scuzați, domnul director. Simplu. Mă scuzați, o secundă, că vă răspundeți dumneavoastră cum e bine. În primul rând trebuie să avem date. Toată data. Ca să știm câți copii se încadrează. La grupa mică, la grupa mijlocii, la grupa mare. Fără o statistică, fără data pe care trebuie să le furnizați dumneavoastră, nu putem lua nicio decizie. Nimic. Pentru că nu putem face aceste artificii în ghilimele care ne-ar soluționa problema, exact cum spunea doamna, are copil de 2 ani. Da? Poate să poate încadra. Deci lucrurile astea se evaluează după ce avem o bază de date. Baza de date e la dumneavoastră și o așteptăm. Și aș mai vrea, dacă îmi permiteți, domnul prefect, să nu... Deci sunt toate condițiile la speranță.
este o grădiniță care se învârte după soare. Aș vrea să mergeți să vedeți. Nu există condiție mai bună nicăieri în Piatra Neamț. Putem împreună să asigurăm transportul, securitate dacă se dorește, orice. Pentru că este un spațiu în care s-au investit bani și e păcat să-l lăsăm părăsit, noi având o asemenea problemă socială. Da, da, vă dați seama, nu trebuie să fiu de acord. Nu, mi s-a părut din discursul dumneavoastră că descurajați speranța și de aia. Eu nu descurajez, eu am prezentat doar variantele pe care dumneavoastră le puneți la dispoziția. Păi, astea sunt variantele reale, pentru că nu putem pune, nu putem veni aici să promitem lucruri pe care nu le putem face. V-am prezentat situația reabilitării construcțiilor de noi creșe. Asta am gândit. Da, dar știu ce e frustrant, anul trecut când s-a discutat tot pe aceeași temă, în cazul grădiniței de la gară, ați ținut steagul sus și tare în dumneavoastră, reprezentanții primăriei, că vor fi finalizate la timpul lucrările. Acum descoperim că nu vor fi finalizate la timp. Da, domnul președinte, dumneavoastră știți cel mai bine, pentru că dumneavoastră vegheați ca legea să fie aplicată. Știți bine că lucrăm cu constructorii vecini care nu-și respectă termenele și o spun public asta. Mai mult decât să le aplic penalități și să mă tăvălesc cu ei decât, ce pot să fac? Nimic. Decât în limitele legii. Atât. Asta este. Suntem români, suntem toți din Piatra Neamț, că vrem să lucrăm cu constructori din Piatra Neamț. Atât ne permite legea. Credeți că noi nu ne dorim să fie mâine gata grădinițele să le asigurăm la copii? Nu știu dacă anul trecut, eu vă înțeleg. Nu știu dacă anul trecut erați când a avut loc acel 10.000. Nu eram, dar nu contează. Nu vorbim contează, de istorie. De eu mă gândesc să rezolvăm asta. Pentru că părinții au aflat cu 8 zile înainte. Știți? Pe ce? Că trebuie să mute acolo. Acolo a fost un scandal la școală. 3. Da, știu foarte bine de scandal, dar nu au aflat adică 8 zile înainte. Adică nu mai ține de direct. Dar s-a rezolvat și părinții sunt mulțumiți și copiii sunt mulțumiți. Domnul prefect, acolo s-a încercat o manipulare a părinților, cum se întâmplă de obicei. Ceea ce noi nu ne dorim. De către cine? De către unii și alții. Deci așa a fost și noi am avut și documentele necesare pentru care exact am arătat când am solicitat și am fost și am discutat. Apropo de manipulare, sunt aici câțiva părinți care vine, m-au pus efectiv la zid ce fac eu și am acceptat pentru că mă puteam în momentul în care mă afișez mi-am asumat acest lucru și l-am dus cu fruntea sus. Și m-au acuzat ce am făcut eu ca și spații, ori eu. Și i-am făcut să înțeleagă pe părinți că nu eu am spațiile. Primăria trebuie să-mi asigure spațiile. Eu accept orice variantă. Eu nu aveam de unde să știu câte dosare înainte de etapa întâi voi avea respinse. Nu puteam să vă fac, să vă formulez o adresă, pentru că în momentul în care... De unde să știm noi dacă nici dumneavoastră nu știați? Dar nu are acces nimeni la evidența populației. La evidența populației. Există niște procedee, există legi. Nu inventăm acum că la... Acum noi credeți că verificăm la evidența populației ce copii s-au născut. Deci există instituția responsabilă. Pentru asta e director la creșă. Problema este acum. Ce mă ajută de construcții? Am venit cu soluțiile pe care le-am găsit. Asta sunt soluțiile. Nu vreau să vă mințim. Mă scuzați că intervin. Bun, ați precizat că construcția cu speranța este cum trebuie, modernă. De ce nu ați mutat copiii de la grădinița numărul 2 direct acolo și i-ați dus la Cartianu? Pentru că nu era gata atunci, 1. 2. Nu putem muta copiii din exact ce spuneam mai devreme, cu inechități, să mutăm o grădiniță în altă parte, pentru că nu se poate. Care a spus termen de finalizare septembrie-octombrie. Se va finaliza cu maxim de viteză cât se poate. Credeți-ne că și așa cum vă doriți dumneavoastră, așa îmi doresc și eu să se termine lucrarea. Cu riscul că îl omor pe constructor. Da. Nici noi ca reprezentanți ai părinților nu suntem absurzi. Putem aștepta și noi 2 săptămâni, o lună, eventual până renovați sau faceți ca construcția de la Cartianu să fie adaptată. Dar trebuie să ai o siguranță. Vă ajutați să veniți și să faceți presiune pe constructor. Dar nu am eu posibilitatea. Da. Da, să vedeți cu ce ne confruntăm, pentru că ne confruntăm cu niște realități pe care nu le putem acoperi. Că ele sunt speculate de unii sau de alții, e cu totul altceva. Dar astea sunt realitățile. Nu puteți vă minți. Avem nevoie de date de la domnul director.
Nu poți să duci în scuze. Domnul consilier, asta vroiam să vă spun, pentru că eu știu exact, am trecut prin fiecare dosar în parte și prin documente și prin certificatele de naștere ale copiilor, majoritatea celor respinși. Și vă rog să înțelegeți care a fost metodologia. Cei care sunt anul acesta în creșă de grupă mijlocie, de ce sunt aceste probleme? Și sunt copii care au 2 ani și o lună, două, trei, până în 2 ani jumătate. Ori acești copii, oricât am încercat să-i îndreptăm și unii dintre părinți, eu am încercat și din cele 65 de dosare pe parcursul anului, neavând posibilitatea să le rezolv, le-am recomandat să meargă direct la grădiniță. Este condiție 2 ani și 7 luni, 2 ani și 8 luni să-i primească sub vârsta legală a grădiniței, pentru că 3 ani este vârsta la care trebuie să fie și în loc. Domnul director, mai am o întrebare la dumneavoastră. Care au fost criteriile de selecție? Pentru că am foarte multe informații că unii au fost avantajați și alte dezavantajați. De la asta s-a plecat toată această... Da. Haideți să vedem că unora dintre părinți și câțiva au venit astăzi și le-am validat și le-am arătat cum funcționează. Nu trebuia să vină și domnul IT stați, parcă așa ați promisie și el trebuia să vină. Pentru că atâtea locuri avem, haideți măcar să vedem că ne dăm cinstit. Și că nu mai favorizăm pe unul sau pe altul. Domnul consilier, dacă e să, iarăși să facem acuzații. Nu fac acuzații. Nu. Am propus. Haideți să vedem. Deci eu m-am uitat pe dosarele respective pe care le-am primit de la DAS. Și acolo erau niște criterii, niște punctaje, da? Nu știu cum s-au făcut. Pentru mine, curios este, da? Haideți să vă spun. Este o metodologie 4-3-1-9, de pe 26 mai, după care reglementează înscrierea în creșe și în grădinițe. Da? Acea metodologie prevede ca etapă distinctă reînscrierea. Din cele 175 de locuri, 90 de locuri au fost ocupate în etapa de reînscriere. Da? Au rămas 85 de locuri pe care eu le-am publicat pe 14 iunie pe site-ul creșei și la vizierele fiecărei creșe. 85 de locuri pe care eu am primit 177 de dosare. Eu nu fac altceva decât să primesc de la fiecare părinte o cerere și astăzi le-am demonstrat celor care au venit la validat cererile pentru etapa a doua. Da? Primesc o cerere semnată de părinte și le introduc într-o aplicație. Introduc prima dată CNP-ul. Nu vreau să vă spun că am găsit CNP greșit de la evidența populației. Ei, s-a întâmplat. Deci, este o aplicație făcută de minister, nu știu, în colaborare cu cine, dar este o aplicație care poftim? Cineva a fost trebuit să lucreze pe ea. Da, și eu știu să introduc datele și dumneavoastră, dacă vă arăt cum să introduceți, pentru că țin să vă mai spun un lucru. Creșa, pe organigrama aprobată prin HCL, nu are post de informatician. Asta nu mă scutește pe mine să nu introduc toate dosarele în acest sistem informatic. Că nu am post de informatician. Am introdus și eu ca director, au introdus și colegii mele. Deci legea în momentul care v-a dat aplicația prevede și un informatician angajat. Lege. Citiți-o. Okay. Vă rog frumos să modificați hotărârea de Consiliul Local 139. Și nu e caz. Sunteți în eroare. Dar nu. Stați puțin, că pe organigramă am compartiment, da, administrator financiar, am administrator patrimoniu, deci eu nu am informatician. Haideți să revin la aplicație. Stați puțin, că deja văd că ducem discuția în altă direcție. Acum mai reproșați că n-are informatician. Eu vă spun atâta. Dacă considerați că a făcut vreo fraudă, faceți-i doar plângere. Dar mi se pare că ducem discuția într-o altă direcție.
că nu a introdus bine, că nu e informatician. E o aplicație la nivel național care se folosește. Dacă aveți suspiciuni, puteți să-i faceți plângere la urmă. Și părinții au depus o petiție și mă ocup eu de ea. Poate dar totuși, atunci, am înțeles că construiți, crești și faceți tot ce se poate. Domnul prefect, dumneavoastră, vegheați la respectarea legii. Pe scurt, da, pe scurt, la asta. Soluția pe care ați propus-o este speranță. Am înțeles, construiți, crește, revoluționați. Nu, pe scurt, cu două soluții. Nu, ați venit cu una. Cealaltă nu ține dumneavoastră, ține de inspectoratul școlar. Da, dacă se va da, da, eu nu lucrăm împreună, domnul prefect? Să dăm două tabere? Domnul Arbuz, văd că încercați, împreună cu ceilalți, să-l scoateți pe omul ăsta vinovat de tot ce se întâmplă. Nu, el aș scoate de tot. Asta e problema dumneavoastră. Ceea ce pot să vă spun este că, așa cum ați spus și ați susținut, reconstruiți creșe, grădinițe, absolut toată infrastructura asta de învățământ, așa cum ați menționat. S-a întâmplat. Dar n-ați pregătit o variantă B în cazul în care ne confruntăm cu astfel de situații, mai ales că 65 de dosare le aveați de anul trecut. Și știați despre ele. Tot îl întrebați dacă v-am științat de ieri până astăzi. Dacă n-am ieri până astăzi. Le-ați avut dinainte. Domnul Consilier, sunt în dinamică. Domnul prefect, vorbim de dinamică aici. Nu vorbim de 65 care așa cum ar trebui să luați în calcul dinamica și când prevedeți lucrări, variante ca aceste clădiri să aibă nevoie. Păi n-ați luat în calcul, nu avem locul, domnul Arbuz. Că trebuie făcute creșe. Care nu s-au domnul consilier, țin să vă spun, pentru că ați spus că m-ați scoate de tot. Un consilier, fost inspector general, pentru că în decizia dumnealui stătea la un moment dat numirea mea, a făcut acest lucru. Da. A făcut-o, cu toate că în 13 ani de directorat în două școli generale nu am avut odată o plângere, da? Și pentru că există această problemă socială nerezolvată de dumneavoastră la timp, ca și primărie, și v-am explicat și de ce. Pentru că acel proiect, eu consider și susțin în continuare că nu a rezolvat, nu a creat locuri în plus. Dacă cei de la primii pași nu erau în creșa centru, nu era această problemă. Primăria are obligația să asigure locul. În momentul de față, da, la nivel de 5 stele, avem speranță. Deci primăria s-a achitat de obligația de a asigura locuri la cel mai mare standard. Asta a făcut primăria. Avem locuri pentru toată lumea. Și vă întreb de ce sunt 65 de dosare. Nu, poate părinții nu doresc. Nu, este alegerea părinților. Nu, cei 65 de anul trecut când eu nici nu eram. Și de ce trebuie să dispar eu? Țin să vă spun că eu ca director, eu la bază sunt învățător în momentul și mi-asum acest lucru. Astăzi, 4 iulie, dacă eram la catedră, eram în concediu. Nu-mi face plăcere să stau în fiecare zi să explic, face plăcere să rezolvăm lucruri. Să fiu în fiecare zi pus la zid pentru incompetență. Suntem asumați, pentru asta suntem persoane publice. Sunt asumat, da? Dar nu mă acuzați că trebuie să plec eu pentru probleme. Eu chiar simt că stau și pierd vreme aici prin niște discuții deja devenite personale. Se fac niște acuzații. Domnule, dar discutați ulterior. Haideți să rezolvăm o problemă, dacă putem, dar așa nu plecăm. Ce personal calificat există? Se va angaja în funcție de numărul de copii care va fi acolo. Deci asta este cel mai mic problem. Da, asta este obligația noastră. Nu asta. Este cea mai mică problemă. Asta este o problemă. Este adică obligatorie. Da, dar noi avem obligație. Acolo avem obligația să asigurăm personal. Acolo sunt obligați să asigur cantina. Acolo sunt obligați să asigur îngrijitori. Aia devine obligația primăriei și atunci răspundem în fața dumneavoastră dacă ceva nu merge. Ok. Întreb ca să... Și transport, și securitate. Și transport, am văzut spațiile de la Speranța și foarte invidie că n-am și eu așa. Cum se primește cu transport? Deci, autorizații pentru ce? Să-i transportați copii de 2 ani și sub 2 ani. Nu trebuie să. Ei merg în soții de părinți. Nu trebuie să obligați să ținem. Asta s-a făcut. Dar altfel nu mergeți cu copilul la urmă. Pe jos, cu cărciorul.
Hotărâri de Consiliul Local numărul 164 din 26-5-2022, în care apare și această creșă, numărul 5, Lizuca și 4 ocre. Am lămurit el. S-a lămurit. Am lămurit el. Nu există. Nu există. De era doar ca anexa de la hotărârea de Consiliul Local. Am explicat, domnul prefect, că era obligația către Ministerul Educației să spunem toate locațiile în care avem creșe și ne dorim și pe viitor să prindă în ciclu antepreșcolar 2022-2023. Așa, deci nu există așa trecută ca o locație pe care vă doriți în viitor. Păi am renunțat la idee că am câștigat cele două proiecte de creșe prin CNI. Dacă nu era prinsă, Ministerul Educației nu mai prindea ulterior. Ați înțeles? Nimic. Deci, să înțeleg că sunt două dintre patru creșe din creșa respectivă, dar în realitate... Noi, a fost înlocuită cu două proiecte noi pe CNI. Exact. Adică nu s-a mai, nu s-a mai considerat o prioritate să se facă pe acea creșă și au venit finanțările pe CNI și atunci s-a renunțat la intenția de a face acea. Din păcate, acel spațiu nu era foarte generos. Domnul de la DSP știe exact că am fost împreună pe Alea Tineretului, să vedem dacă se poate. Cream doar două grupe de copii. Deci era mai mare efortul. Deci noi, în momentul de față, la Speranță, avem patru grupe. Ce înseamnă? 35 patru grupe de copii. Pregătit, dacă vă doriți. Una din, din criterii este ca părinții să locuiască... Sau să lucreze. Să locuiască în zona creșei, da? Am eu din Dărmănești. De ce aș merge în Speranță? Ce spuneți dumneavoastră este de bun simț. Dar de bun simț. Și am să vă spun de ce. Pentru că știu că o să vă supărați. Dar învățământul antepreșcolar nu este obligatoriu. Dar dacă asta ca înțelegație de stat, sunteți obligați să ne asigurați locul. Dacă putem. Cât putem, în limita finanțărilor. Păi atunci, haideți să respectăm criteriile de departajare. Eu îndeplinesc toate condiții și am copil. Aveți dreptate și eu dacă e așa la copil, aș vrea să ne duc până la două. Aș vrea să ne duc la două pe jos, cum spunea domnul. Dar, în momentul de față, asta este situația, nu putem schimba nimic, este realitatea. E o perioadă chiar, dar condițiile acolo sunt extraordinare. Veniți să vedeți. Să mergem și nu vreți să mergem. Eu sunt în drumul de la față, mergem la acord, da? Mergem acum. Nu contestă nimeni că grădinița respectivă sau creșă sau ce destinație au avut ea, nu cred că a fost construită din start cu gândul să fie creșă. Nu, 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 a fost școală și atunci a fost un variant la îndemână pentru primării să-și scoată în față. A fost abandonat. A fost abandonat. Lucrarea. Abandonat. Bun. Este renovată la standarde super buni. Am înțeles lucrul ăsta și toți am... Dar nu trebuie să merg, am încredere. Chiar cred. Păi nu, dar trebuie să vedeți că nu e suficient de vă spunem noi. Nu mă dă pe spate neapărat. Soluția. Nu, 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 nu. Soluția, da, este bună. Ați venit cu o propunere care, da, rezolvă cumva problema. Dar nu spațiul în sine e problema. Distanța. Am înțeles. Doamna, pentru o perioadă, până terminăm, celelalte creșe, este o soluție. Pentru că noi suntem obligați să vă asigurăm spațiul, nu spune nimeni că-mi ce-ar pierd. Că nu o să termine nici grădinița pe 1 decembrie. Împreună suferim când aia întârzi. Eu știu lucrul ăsta, da. Dar noi suntem obligați să asigurăm spații, cum spunea domnul director. Noi, în momentul de față, avem spațiul la Speranța pentru tot deficitul pe care îl avem astăzi. Deci acoperim tot.
Deci primăria asigură spațiu. Și împreună cu înțelegerea dumneavoastră vom găsi soluții ulterior să mergem în cartiere pe măsură ce se termină investițiile noi. Asta o înțeles, dar nu, mai durează. Petița mea are un an și 8 luni. Dacă, ca un exemplu, Doamne ferește, se întâmplă ceva la creșă, la ora 9:30, 10 dimineața o să fiu sunat de la serviciu. Cu ce ajung acolo? Nu de ține de orașul și așa este blocat. Adică mai mult de 13-15 minute, de unde stați? Imposibil, la orele de vârf, la ora 4, faci din Preci stabilă. Ok, dar dacă ar fi fost la creșa din Preci. Deci dacă doriți... Dacă ar fi fost la creșa din Mărăței. Din Mărăței, pardon, din Mărăței. Cu ce vă duceați de la serviciu? Nu, am prins. Nu, cu ce vă duceați de la serviciu la creșa din Mărăței? Pe jos. Pe jos, pentru că lucrez la Lidl la unul mai. Am înțeles. Pe jos. Cât făceați pe jos și cât faceți, ce zic, cu taxi sau cu mijloc transport? Dar nu, dar nu-i vorba de asta. Domnul a supus discuție o eventuală situație, dar se pot regăsi și alții argumente. Care se poate regăsi oriunde, domnul, și oricând. Exact. Oricând. Petița mea s-a fris la mână și am plecat de la Târgu Neamț. Lucrez la Târgu Neamț, adică 60 km. Permiteți-mi da, să întreb, deci eu am înțeles că e vorba de situații, de soluție pentru 2-3 luni de mai mult. Anul ăsta. Până se încheie 2-3 luni. Nu garantează nimeni. Nu garantează nimeni și ca să fim realiști și va fi probabil de ce plin. Dacă se accepte chestia asta cu grădinița, cu creșa de acolo, asta o să meargă la sfârșitul anului. Nu e adevărat. Sfârșitul anului calendaristic sau școlar? Nu adică să mai existe nici așa. Sfârșitul anului calendaristic sau școlar? Sfârșitul anului calendaristic. Cum adică nu o să mai există interes pentru noi? Nu, interesul nostru o să aveți oricum, dar poate vreau să puneți atâta presiune din ei sau nu știu să... Dar presiune pune în stop și pe rău și pe culoare de mobilitate, pe toți constructori. Dar ați luat în calcul faptul că cei mici se acomodează mai greu și merg o perioadă de timp într-un spațiu și cu un anume personal și după 2-3 luni trebuie să ajungă în alt spațiu, este alegerea dumneavoastră în momentul în care... E alegerea mea, dar eu nu mă asum. Asta păi, e ideea. Poate rămâneți la speranță. Eu nu aș vrea ca al meu copil să facă tantrum, să plângă noaptea, să... Nu știu dacă aveți copii și știți cum este. Am copil, e mare, dar am vrei și eu asta și în perioada în care n-aveam tăbăr să spălam scutece. Ok, haideți să revenim și haideți să vedem cum găsim. Nu știu. Înțelegere, mergem la speranța. Unii sunt și ceilalți părinți. Părinți, adică sunt totuși 90 de părinți, 60. Suntem aceiași părinți de ieri. Domnul Cir, anunțați interesul care știu. Și ceilalți au interes, probabil că sunteți... Știu, am văzut la 25-30 de persoane, maxim pe un grup în care își poate face eu astăzi. Pot pune un anunț pe site-ul creșei, pentru că vă dați seama, ar trebui să luăm 60 de, mai bine de 60 de părinți, 80 de părinți să-i sunăm. Dar avem obligația să le dăm șanse egală. Mă scuzați, aveți un grup format? Da. Aveți să anunțați acolo? Da, marea majoritate lucrează, noi am anunțat toate întâlnirile în care... Haideți să mergem sâmbătă. După amiază, seara, sâmbătă dimineață sau duminică dimineață, când doriți dumneavoastră. Vă stăm la dispoziție. Dacă vreți, vă punem și două autobuze la dispoziție ca să fim toți 80. Nu, asta. La fel, da. Păi să zicem că o să îmbrățișezi ideea asta cu creșa de acolo, atunci eu o să vreau și cred și ceilalți părinți să se facă o reevaluare a tuturor dosarelor. Pentru că sunt și eu, eu dacă stau să zicem în Mărăței și 4 puncte pe maxim, evaluarea și prioritizarea o face program, care sper că programul ăla... Care programul a dat erori. Un program a dat erori. Domnul director, să spunem că programul ăla de erori. Da. 80 de oameni. Hai să vin și eu și facem baza de date la 80 de oameni pe hârtie dacă dă eroare. Important este să respectăm criteriile de repartizare. Atât. Metodologia. Metodologia. Uitați, caz concret. Eu am 4 criterii îndeplinite. Copilul meu este respins. Părinte cu copil. De ce? Așa exact, nu e noi avem proceduri pentru orice, da? Trebuie să respectăm procedurile. Care îndeplinește doar două criterii, este admis.
exact același lucru. Aceeași problemă am și eu. Haideți să vă spun cum și i-am arătat. Știți cazurile, cazul doamnelor, știți? Da, bă, da, și cazul doamnei și bă, cazul domnului, bă, la toți părinții știu. Domnul ne-a transmis faptul deci că cel departajează punctul de CNP, prioritar fiind copiii care sunt mai mici. Prima condiție este ca ai noștri copii să aibă vârsta de 2 ani împliniți. Copilul meu are 2 ani în luna iunie împliniți, ceea ce înseamnă că mai mici copii decât de 2 ani, mai mici ca anul, nu ar exista. Adică nu ar fi foarte mult, 70-80 cât au fost acum înscriși. Există pe listă, chiar pe prima listă, persoane care au copii cu două criterii de partajare și copil mai mare decât al meu. Adică nu s-a ținut cont de acel CNP. Este dovada clară că nu s-au respectat criteriile de departajare. Să vă explic puțin cum funcționează acel sistem. Eu știu cum funcționează, dar să vedem de ce s-a greșit. Stați puțin. Deci în momentul în care eu introduc, astăzi a venit tăticu, am introdus CNP-ul, mi se deschide cererea, unde trec toate datele, datele solicitantului, ale copilului, număr de telefon, toate etapele. Criteriile le bifez, da? Le bifez în niște căsuțe în funcție de ce a completat fiecare părinte. În etapa întâi am avut și cereri unde au fost bifate, a fost bifat doar un criteriu și noi, luând actele din spatele cererii, și doamna Rotariu o știe, am bifat 4 criterii. Am scos fișa martor. În momentul în care se termină etapa de cum este astăzi, da? Pe 6 se termină etapa a doua, de înscriere. Da? Eu pe 6... pe 7 dimineața nu mai pot introduce nici un copil, pentru că ministerul blochează înscrierea. Acum, butoanele admis, respins, sunt inactive, sunt blocate de către minister. Cu doamna Rotariu și ceilalți membri din comisie, noi am făcut liste nominale. 1. Numărul cererii. 6, 5, 4. Numele copilului, da? Cu 5, 4, 3, 2 criterii. Da? Astea le-am făcut până ar fi nevoit să dăm admis sau respins. În momentul în care s-a blocat acea listă și ni s-a comunicat că trebuie să evaluăm acele cereri, ne-am dus în funcție de criterii. Cei cu 4 am luat în ordine descrescătoare. Cu 6, cu 5, când am ajuns la 4 criterii, el face o analiză și în funcție. N-aș putea să vă spun ce filtre are. Cu domiciliu, cu criterii, cu... Astea sunt cele mai importante criterii. Domnul consilier. Înțeleg că ministerul nu v-a spus. În moment, stați-mă să-mi duc ideea până la capăt. Când am ajuns pe un copil și am dat admis că era în lista mea, se încadra la 4 criterii, primesc din partea SIR-ului, nu mai există locuri pe grupa creșa. În funcție de opțiune, unii părinți au avut o opțiune, alții au avut trei. Erau... 3 era maximul de opțiuni. Punea creșa, centru, Prichindel, Dărmănel, unde considera el că poate, are... era motivat. Bun. În momentul în care eu primeam acel mesaj, nu mai sunt locuri pe grupa, pe creșa, eu obligatoriu trebuia, la sfârșitul zilelor de evaluare, să iam pe toți, cu admis sau respins. Da? Nu puteam să las părinților care sunt aici și care n-au prins loc în prima etapă, pentru că ministerul vedea, suna la inspectorat, inspectoratul mă suna pe mine, evaluează toate cererile. Ați înțeles? Deci este automat făcut. Nu știm ce prima etapă are prioritate.
fața următoarei etape, că de exemplu la înscrierea în licee, prima etapă înseamnă cei care vin în prima perioadă de înscriere și au prioritate. Etapa a doua, eu în momentul... Adică aia rămân indiferent de criterii. Nu, în momentul de față, SIR-ul este deschis pe etapa a doua și eu introduc... Părinții au depus alte cereri, pentru că eu sunt obligat să dau număr de înregistrare din intervalul 3-6, da? Au depus altă cerere. În funcție și de locurile care și le aleg dânsii, corect? Și funcție de locurile, ori, admiterea comunitară, majoritatea părinților de aici sunt cu copii peste 2 ani, la 1 septembrie, da? Copii pe care SIR-ul îi asociază conform CNP-ului automat de grupă mare, pentru că el la 1 septembrie are 2 ani și o zi și două... Nu grupă mare, grupă mare are 5 ani. Nu, grupă mare de creșă, pentru că și la creșă 0-1 an sunt grupă mică, grupă mijlocie sunt 1 an, 2 ani, iar grupă mare de creșă este 2-3 ani. Și la asociația automat, ca și grupă mare de creșă, 2-3 ani, la 1 septembrie. Bun, haideți să concluzionăm. Reprezentanții primăriei, de ce aveți nevoie de la domnul direct. Am nevoie de o situație oficială și cu vârsta copiilor, în primul rând, ca să vedem dacă putem face o analiză, să vedem cum găsim soluții aplicate la datele pe care ne le dați împreună cu biserica, împreună cu dumneavoastră. Adică, și te preferați și împreună cu părinții. Aș vrea să fie prezenți ca să fie transparență totală. Până pe 18, când se... Deci eu în momentul de față am făcut solicitare pentru încă 30 de locuri, plus cele două care sunt rămase în urma etapei întâi, da? Pe 18 sunt obligat până la ora 2 să afișez cei admiși pe cele 32 de locuri. Ne puteți face o situație la momentul astăzi? Cu ce, azi? Cu ce aveți astăzi? Că ne ajută și asta. Pot face și după aia situație. Dar vă rog să rețineți că situația pe care o pot transmite astăzi este în creștere sau dinamică aceasta. Și de asta zic eu că e și mai bună soluția asta din speranța, pentru că vom putea rezolva și cazurile care apar. Adică chiar avem un sub locuri. Adică să asigurăm locuri pentru toți copiii. Nu aia care și-au prins loc și aia care nu au prins loc. Pentru că tot a pietrenilor sunt copiii ăștia. Nu-i ducem la marginea orașului. Sunt tot ai noștri. Și aia de la primii pași, că tot ați adus în discuție primii pași, sunt tot a pietrenilor. Adică rezolvam problema asta, s-am întrezat cu cazul nou social. Am spus altceva. Da, încercați să-și divagați și nu-i corect. Acum vă întrebați despre situația asta. Domnul director, să-i adresez. Undeva pe fișa martor, pe verso, jos, foarte mic scrie că dacă noi, părinții care solicităm cererile de înscriere, nu semnăm fișa martor, cererile noastre nu sunt valide. Absolut toți părinții pe care i-am cunoscut, care există în grup, nu au semnat acea fișă martor și nu au primit un răspuns favorabil. Da. Noi nici măcar nu avem un răspuns că suntem respinși cu așa dosare. Acolo există doar fii admiși, atât. Haideți să vă spun un lucru. Deci, fișa martor și dumneavoastră personal v-am demonstrat și ați vrut să faceți... Nu, stați puțin, că iarăși vă reluăm discuția de ieri. La dumneavoastră ne-am uitat pe fișa pe care a completat-o soțul în pix. Ați văzut că soțul bifase un criteriu. Pe fișa martor v-am bifat... Stați puțin să aflăm răspunsul. Deci, soțul, nu contează, a bifat doar un criteriu, da? Copilul are până la sfârșitul anului, dacă țin bine minte, era doar primul criteriu bifat. Ori pe fișa martor pe care
Am listat-o din aplicație noi, am bifat și celelalte criterii pe care pentru care dumneavoastră aveați acte în spate. Exact. Da? Adică a existat bunăvoința ca să vă completați? Nu, doamna m-a acuzat că i-am făcut un favor. Nu i-am făcut niciun favor, doar i-am demonstrat doamnei că noi am luat fiecare dosar, fiecare act în care și-am trecut. Știți ce se întâmplă? Dacă eu luam de bună acea cerere, dacă luam doar cererea, pentru că era semnată de soțul doamnei, era asumată, da? Adică fiecare în momentul în care, doamnă, în momentul în care eu semnez ceva, nu pot să spun că n-am știut ce semnez. Stați puțin că eu înțeleg, îl acuzați că v-a ajutat să comenteze. Nu, deci sunt niște criterii de avantajare pe care trebuie să le îndeplinim. Dacă o parte din părinți lucrează sau dacă ambii lucrează, este un criteriu. Dacă există mai mulți minori în familie, în funcție de vârstă, iarăși este un criteriu. Soțul a adus absolut toate documentele necesare, prin care îndeplineam că noi lucrăm ambii, aveam adeverința de serviciu de la mine. De la... pe fișa de înscriere, el nu a mai bifat acolo criteriile că mai există un copil, cu toate că îi dusesem un copilului celui mare fișa, copia la certificată din naștere. Soțul nu a bifat. Și a bifat domnul director în sistem, că actele existau, adică eu aveam absolut toate actele la dosar atașate. Dumneavoastră vă completați cererea și bifați tot ceea ce trebuie. N-are obligația, domnule. O cerere, când o completați, sunteți atentă dacă o completați corect sau nu. Cele cu criteriile de departajare? Păi dumneavoastră citiți cererea, zice aveți copil în creșă? Da. Bifați? Da. Aveți serviciu? Soțul? Bifați? Da. Aveți dumneavoastră serviciu? Bifați? Da. Dar domnul, în momentul respectiv, vineri când am depistat că am fost a două ore la creșă, nu a vrut să-mi arate fișa martor în care am depistat inegalități, că ar fi introduse în afara programului de funcționare, că ar fi introduse datele în programul de funcționare. Haideți să vă mai spunem, dar cu toți reluăm discuția, haideți să vă mai purtăm o dată, pentru că sunt și reprezentanții presei și vă reluăm discuția de ieri. Și am spus, metodologia, și sunt colegi care, colegi directori care știu, nu îmi interzice să introduc la ora 9, la ora 10, eu ca director îmi fac un program și sunt obligat să mă asigur că până pe 6 toate cererile, toate dosarele sunt introduse. Ori vă dați seama că joi, vineri, luni, marți, miercuri, a fost o muncă colosală. Au fost 177 de dosare. De luat fiecare document în parte și de verificat, pentru că, cum era la dumneavoastră, puteam, dacă comisia, noi cei care eram acolo 5-6 oameni, luam de bună cererea dumneavoastră și nu mai treceam prin alții, vă bifam acolo un criteriu și pe urmă dumneavoastră, da, lăsați-mă să îmi duc ideea, veneați și spuneați, da, am pus documente și puteați să vă duceți până la președinte, pentru că eu aveam situația, în momentul în care eu v-am arătat fișa semnată de soțul dumneavoastră, ce ați zis? Dar să bifez acum, că le-a uitat soțul. Haideți, vă rog, să stabilim niște... Eu am copil de 2 ani care merge acasă, eu mâine lucrez. Explicațiile dumneavoastră le-am oferit, cred că a 3-a, a 4-a oară. Și ieri m-a explicat și ieri ați vă rugat să înțeleg.
până la urmă am înțeles că ați dus toate documentele, n-ați completat corecțiunea, dar au avut grijă să vă completeze dumneavoastră. E corect sau nu? Au completat în sistem, da. Păi, despre asta e vorba. Bun, nu mai insistăm pe acest subiect. Concluzia. Dumneavoastră le oferiți la primărie datele de care au nevoie, copiii, numărul de copii și vârstele. Primăria va organiza această vizită împreună cu părinții pe care înțeleg că puteți dumneavoastră într-un anunț. Da, eu pot să fac un anunț. În același timp și ceilalți părinți. Și domiciliul la copiii respectiv, pe lângă vârstă și domiciliul, da? Domiciliul. Ca să vedem în ce zona orașului și să analizăm pe total, da? Da. Mulțumesc. Da. Rămânând ca primăria să mai verifice, dar înțeleg că nu e cazul ca lucrările la grădinița numărul 2 să fie finalizate. Facem deci, în fiecare zi asta, domnul prefect. Deci iese din discuție, cel puțin momentan, varianta cu Tactianul. Și ne auzim din nou pe 18, nu? Dacă mai e cazul și în urma vizitei pe care o veți întreprinde acolo. Că aș vrea să mai precizez ceva, dacă acolo vom avea doar 10 copii sau 15 copii, nu putem deschide. Adică noi ne-am asigurat investim niște bani. Dacă aveți doar 15, cred că vor fi acoperiți de cele 32 de locuri pe care inspectorul... 15 pe lângă, dacă, se rezolvă toate. Dacă vor fi. Deci acolo avem loc să acoperim tot deficit. Dacă nu vor dori părinții, asta este în care nu puteți obliga. Și asta e important. Cei 32 de copii, când puteți afla etapa aceasta? Pe 18, deci ieri era adresa la inspectorat. Inspectoratul a făcut adresă la minister ca locurile, cele 30 de locuri, pentru că cele două locuri sunt deja în sistem, cele 30 de locuri pe fiecare grupă și pe fiecare creșă să le opereze SIRO. Ca eu în momentul în care după domnule, data de 6 va domnul prefect când? 18. Pe 18. Deci lista pe care vă trimite acum s-ar putea pe 18. Sigur. Să fie mai mică, mai redusă. Ne asumăm asta. Adică ne asumăm dinamica pentru că e inerentă. Da? E și normal. Sunt 90 minus 32, da. Deci tot vor fi 60. Până aș putea să vă spun din 60 câți părinți își vor da portă după asta. Avem nevoie de lista aia astăzi care vor 60 plus după aia și până de. Vreau să întreb vis-a-vis de, nu știu să zicem că odată ies astea 30 de locuri, or să fie astea 30, apoi cele asigurate de primărie, care o să suplimenteze cele 60-70, înscrierea la locurile astea, cum o să fac tot un program ăsta? O să se ia funcție, nu știu, de cerere care tot o depăie la creșă, o să întrebi oamenii. Deci, eu v-am spus exact cum am procedat. O să trebuiască reluată procedura de înscriere. Este posibil lucrul ăsta, nu este? Adică sunt lucruri care aveți trebuie să vă interesați. Pentru cei de la, pentru că etapa a doua, după etapa a doua, metodologia prevede o etapă de ajustări. Nu am în față calendarul, este o etapă de ajustări. Deci după etapa a doua este etapa de ajustări. Dacă noi pe 18 găsim înțelegerea la părinți care vor să... Inspectoratul școlar poate aproba în etapa respectivă acele locuri. Pentru a crea, însă trebuie văzut, pentru că acei copii, e o problemă pe care eu o știu, creșa Speranța ca și locație, o să trebuiască făcute niște demersuri, pentru că toate cele patru creșe, inclusiv creșa Precis, da? Figurează ca și locație în SIR, da? Deci ele sunt introduse în momentul în care eu o să trebuiască să fac, primesc doar de la dumneavoastră, da, o să trebuiască să primesc de la dumneavoastră o adresă când îmi puneți spațiul la dispoziție. Sunt multe care vor întâmpla. Deci nu-i foarte, foarte simplu. Știm, domnul director, dar trebuie să ajungem. Noi nu discutăm de probleme pe care... Am o întrebare când noastră, cred că ați mai lucrat cu programul SIR, din câte am înțeles. Tot timpul lucrăm. Contează ordinea de băgare a datelor în calculator. La SIR nu are nicio legătură. Nu e prima venit, prima sărbătoare. Nu poate să trebuie. SIR este un sistem național
de identificare a fiecărui elev care este înscris în sistemul de educație național. Deci, noi suntem obligați toți, tot timpul se actualizează baza de date din SIR. În SIR sunt mai multe, nu numai copiii, și spațiile, și clădirile, și starea lor. Pentru creșe în primul an când se face. Cred că, mă scuzați, cred că suspiciunea și întrebarea este dacă acest program ar putea să dea erori atât de mari încât să nu țină cont de criterii. Programul SIR, dacă introduci datele corecte în SIR, nu poate să dea erori. Dacă nu introduci, depinde ce date introduci în SIR. Acum, dacă invertezi codul numerice personale... Acum, Dalia, avem fișele martor, dar prima dată nu avem nicio fișă. Aveți și pentru prima dată, vineri, n-ați văzut fișa martor? Dar nu sunt semnate ceea ce spuneam, asta da, nu sunt valide, pentru că noi doar am semnat. Dar documentații pe care ați depus-o? Mai mult decât în cazul nostru, mai mult decât... Domnul director, în cazul meu, care ne-am uitat împreună și am văzut că vedeți 4 criterii, a spus chiar dumneavoastră că sunt copii cu două criterii atmice. Da, cum, da. Mai explicați asta. Asta e întrebarea majoritatea. Deci, problema e că criteria a fost criteria a fost criteria a fost deci, eu doar v-am demonstrat cu fișele martor și pe... Și ne-ați demonstrat că o parte din copiii admiși erau introduși în programul de funcționare. Noi asta am depistat, o parte din părinți. Cred că sunt și de față. Am fost 4 sau 5 care am verificat la momentul respectiv. Noi eram introduși în afara programului de funcționare și am verificat alți 4 sau 5 copii care au fost acceptați. La ce vă referiți dumneavoastră? Că programul era doar așa. Nu știu, noi de 16 până la 16 vom se închide. Nu, asta nu ține. Noi câteodată lucrăm și până la 7 seara dacă avem urgențe. Și sâmbătă și duminică. Nu asta e relevant. Întrebarea era dacă programul ține cont de introducerea datelor în afara orilor de program, dar nu are legătură decât cu ultima zi permisă pentru a se înscrie acele date. Dar deja, domnul prefect, deja dacă eram pe 21, cu dosar depus pe 21, eu nu mai puteam pentru că îmi blochează ministerul. Da. Îmi asta blochează... e corect. Toate aplicațiile în care trebuie să raportez de la școală, la ISJ și de la ISJ la minister, se blochează la ora fixă de către mai minister. Mai introdus și ți-o aici, la 18 iulie. Să nu singur criteriu care s-a luat, era vârsta copilului la 1 septembrie, când începe creșa. Aia a fost singura mod de departajare. În rest nu-mi explic. Vei cu vaccinări, cu tot ce ține de documente. Da, nu, vaccinările... Au fost dosate complete. Cel mai da, nu. Vârsta e primul criteriu. Probabil că vârsta este primul criteriu și se ia de bun vârsta copilului. Haideți să vă spun, nu sunt informatician, el în spate, în funcție de CNP, are niște filtre care analizează locuri libere, domiciliu, principalul criteriu este vârsta. Celelalte sunt bun. Revenim. Transmiteți datele pe care au nevoie de înșine. Și mai am încă o rugăminte. Sau vreau să zic o rugăminte. Cum intru în contact cu un lider a părinților mai mult sau cu toți părinții ca să mergem în speranță? Eu sunt cu de acord să merg și am fost cu numere de telefon. Am mașina în fața. Asta nu știu numere de telefon, poate pe grupul WhatsApp. Facem și organizăm pe grupul respectiv, adică 30 de lei o să fii pus în temul de așa. Da, da. Acum mergem împreună de clar. În plus, domnul director o să anunțe și pe site și la toate... Deci, când aș vrea astăzi să postez pe site un anunț pentru vizită la locația variantele școală, care sunt. Da, trebuie întrebați părinții că eu nu pot să iau de la muncă să-i duc în Speranța. Dar eu mă adaptez în funcție de posibilitățile părinților, nu contează ora, ziua, eu sunt oricând prezent. Considerați că ar fi mai bine să stabilim noi cu părinții de care sunt aici? Dați-mi voie să intervenim. Dacă lăsați la opinia fiecăruia, o să iasă o barcă. Stabiliți o oră și nu sâmbătă este bine. Să puteți să consultați două sâmbătoare. Este imposibil să fie. Nu mai puțin, vă rog frumos. Sâmbătă este ok pentru vizita asta?
Eu sâmbătă pot doar dimineața, după mie. Dimineața, dimineața. Noi, pe ăștia 30 care deja sunt pe grupul respectiv, o să punem noi niște poze. Eu sunt sâmbătă dimineața, sunt la spuzirea dumneavoastră. Pentru ceilalți, cred că rămâne la alunderea unui CIRA. Dacă e să pune în anunț, sâmbătă, ora X, spuneți-mi o oră ca să pot face anunțul în momentul în care și la cât stabilesc. Sâmbătă la 10 e bine? Da. Sâmbătă la 10. Modalitatea de transport, ca să nu vă mai descapă. Dintr-o neprimă, să înțeleg, da, cu cele două variante, cu Speranța și cu locurile pentru... De la grădiniță. De la grădiniță. Da. În funcție de datele pe care le trebuie, nu ca să-i vârstă. Oricum, în concluzie, semnul de întrebare e asupra repartizării. Exact. Deci tot drumul e treaba nerezolvată. Cum s-a făcut repartizarea? Aici primăria nu mai poate. Nu are primăria, dar asta i-a spus domnul Cira. Pe mine personal nu mă interesează cum a intrat Nixic, este important. Și copilul în cauță, dar apară pe alți copii și insiste ea. Eu înțeleg. Fiecare de deci nu mi-a să înțeleg că se bun, mai sunt alte... Mai dorește altcineva să ia cuvântul? Decât să vă mulțumim, domnul prefect. Cu plăcere, oricum. În sfârșit, colaborăm. Cu mare drag.